Ziua valizelor astăzi în Parlament după scandalul Teleorman Leaks. După ce dimineață liderul PMP, Eugen Tomac, a apărut pe holurile Parlamentului cu valiza moțiunii de cenzură, la amiază a venit rândul liderului PSD, Liviu Dragnea, să facă glume pe această temă. Președintele PSD a venit în Parlament înainte de ședința Comitetului Executiv cu câte o valiză în fiecare mână și a spus că a întârziat puțin tocmai din cauza acestor bagaje. Prima valiză este cu gogoșul la Rice Project. Sunt aici, proaspete. Le lăsăm aici. Din a doua valiză, Dragnea a scos mai multe dosare referitoare la președintele Klaus Iohannis. Și ca orice localnic din Teleorman, am găsit în fundul curții o valiză cu documente care încă n-au ajuns la Teleorman. Și hai să vedem ce e aici. Ia ține. Ia uite. Dosarul 01. Achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen. Bine, las. Dosarul 02. Retrocedări către Forumul Democrat German a bunurilor grupului etnic german. Dosarul numărul 03. Promovarea procurorilor care i-au închis dosarele. Despre valiza buclucașă care îl viza pe el și societatea Teldrum, liderul PSD a spus însă că nu știe absolut nimic. Este o gogoașă, nu are nicio legătură cu mine, nu mă interesează ce e acolo, habar n-am ce în acea valiză, dacă e valiză, dacă nu e valiză, cine le-a dat, de ce l-a dat. Cred că e coincidența la aparat înainte de lucru. Nu aveți nicio legătură cu firma Teldrum? Nu vă interesează valiza. Nu vă interesează golăniile făcute de unii procurori cu președintele României. Ca reacție la scandalul Teleorman Leaks și președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, a apărut astăzi pe holurile Parlamentului cu o valiză pe care se afla lipit un afiș cu inscripția Moțiune de cenzură. Într-o postare pe Facebook, liderul PMP precizează că în valiză se află textul moțiunii de cenzură, guvernul Dăncilă, o binecuvântare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru români. Iată că la prima oră în Parlament am găsit o altă valiză, valiza moțiunii de cenzură. Sper că de data aceasta vom avea mai multe șanse și vom reuși să dăm jos guvernul Dăncilă. Guvern care își poate lua valiza și pleca acasă, în Teleorman, acolo unde este locul. În weekend, jurnaliștii de la Rice Project au anunțat că o valiză cu informații din interiorul corporației Teldrum, la care procurorii DNA n-au avut acces în timpul perchezițiilor, a fost găsită în zona rurală din Teleorman. Valiza conține mii de documente, numere de telefon, e-mail-uri, fotografii și clipuri video de la evenimentele companiei.